Bună, dragilor, sunt Andra Mihaela și am revenit cu un nou capitol, de fapt cu ultimul capitol din cartea Jocul vieții și cum să-l joci de Florence Covell Sheen, capitolul 10, care se numește Negații și afirmații, și la final vă voi citi și niște afirmații pe care autoarea le-a introdus la finalul cărții. Înainte de a începe, nu uitați să apăsați butonul de subscribe, să dați share și like pentru ca cât mai multă lume să ajungă la aceste filmulețe și să vă înscrieți, dacă doriți, în grupul privat de Facebook pe care l-am făcut pentru a împărtăși cât mai multe din cunoștințele noastre. Capitolul 10. Negații și afirmații. Când te vei hotărî să faci un lucru, lucrul îl vei izbuti și lumina va străluci pe toate drumurile tale. Iov 22:28. Tot binele care trebuie să se materializeze în viața unui om este deja un fapt împlinit în mintea divină și este eliberat prin recunoașterea omului ori prin cuvântul rostit. Așa că omul trebuie să fie atent când spune că numai ideea divină poate fi materializată, pentru că, prin cuvintele lui nesăbuite, adesea omul materializează eșecul sau ghinionul. Așadar, este extrem de important să enunți corect cererea, așa cum am menționat și în capitolul precedent. Dacă îți dorești o familie, prieteni, un loc de muncă sau orice alt lucru bun, trebuie să ceri să se manifeste selecția divină. Iată un exemplu. Spirit infinit deschide calea către familia optimă pentru mine, către prietenii optimi, către locul de muncă optim pentru mine. Îți mulțumesc pentru că acestea se materializează acum prin grația divină și într-un mod perfect. Ultima parte a afirmației este, desigur, cea mai importantă. Cunosc o doamnă care a cerut $1000. Fiica ei a fost victima unui accident și a primit o despăgubire de $1000. Prin urmare, dolarii pe care i-a cerut nu i-au parvenit într-un mod perfect. Cererea ar fi trebuit formulată astfel. Spirit infinit, îți mulțumesc pentru că cei $1000 care mi-i aparțin prin drept divin sunt eliberați și împarvin prin grație divină și în mod perfect. Pe măsură ce ni se dezvoltă conștiința financiară, trebuie să cerem ca sumele mari de bani care ne aparțin prin drept divin să ne parvină prin grație divină și în mod perfect. Dar este imposibil să eliberăm mai mult decât ceea ce credem că e posibil, deoarece suntem limitați de așteptările limitate ale subconștientului. Trebuie să ne extindem aceste așteptări pentru a putea primi mai mult. De prea multe ori, omul se limitează atunci când vine vorba să ceară. De exemplu, un cursant a cerut $600 pentru o dată anume. I-a primit, dar a aflat după aceea că fusese pe punctul să primească $1000, însă i s-au dat numai 600, pentru că el ceruse fix atât. Și pe Sfântul lui Israel l-au întărâtat, Psalmul 77:46. Bogăția este o chestiune ce ține de conștiință. Francezii au o legendă despre acest adevăr. Un om sărac mergea pe drum și s-a întâlnit cu un călător care l-a oprit și i-a spus: "Prietene, văd că ești necăjit. Ia această pepită de aur, vinde-o și vei fi bogat tot restul zilelor tale." Omul a fost foarte bucuros de acest noroc și a dus pepita acasă. Curând și-a găsit de lucru și a devenit atât de bogat încât nu a mai vândut pepita de aur. Cu timpul a devenit și mai bogat. Într-o zi s-a întâlnit pe drum cu un om sărac. L-a oprit și i-a spus: "Prietene, am să-ți dau o pepită de aur. Dacă ai să o vinzi, vei fi bogat pentru tot restul vieții tale." Cerșetorul a luat pepita, a evaluat-o și a aflat că nu este din aur, ci din aramă. Așadar, primul bărbat a devenit bogat pentru că s-a simțit bogat, crezând că pepita aceea este din aur. Fi
fiecare om are în el o pepită de aur. Este conștiința aurului, a opulenței, cea care aduce bogățiile în viața lui. Când îți formulezi cererile, începe cu sfârșitul, adică afirmă că ai primit deja. Și înainte de a mă chema pe mine, eu le voi răspunde. Isaia 65:24. Afirmând continuu ceva, fixezi în subconștient credința respectivă. Nu ar fi nevoie să repetăm o afirmație mai mult decât o dată dacă am avea o credință perfectă. Nu trebuie nici să implorăm, nici să rugăm fierbinte, ci să mulțumim permanent că am primit deja. Veselește-te, pustiu însetat, să se bucure pustiul, ca și crinul să înflorească. Isaia 35:1. Această bucurie, care se produce atunci când te afli încă în deșert, adică în starea de conștiință, deschide calea pentru eliberare. Rugăciunea domnească este, în același timp, o poruncă și o rugă. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și se termină cu laudă, căci a ta este împărăția, puterea și slava, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îndrăzniți voi oare să dați poruncă lucrului mâinilor mele? Isaia 45:11. Așadar, rugăciunea este o poruncă și o cerere, o laudă și o mulțumire. Practicantul trebuie să lucreze cu el însuși ca să se convingă că la Dumnezeu toate sunt cu putință. Pare ușor în teorie, dar devine greu în practică atunci când te confrunți cu o problemă. De exemplu, o doamnă trebuia să materializeze o mare sumă de bani până la o anumită dată. Știa că trebuie să facă ceva în acest sens, căci realizarea înseamnă materializare, și a cerut o indicație. Într-o zi, pe când era într-un magazin, a văzut un cuțit de tăiat hârtie cu mânerul din email roz. A simțit că parcă este atrasă spre el. S-a gândit: nu am un cuțit de tăiat hârtie suficient de bun ca să-mi deschid plicurile ce conțin cecuri cu sume mari. Așa că a cumpărat acel cuțit, gest pe care mintea rațională l-ar fi considerat extravagant. Când l-a ținut în mână, s-a văzut cum deschide un plic ce conținea un cec cu o sumă mare, iar după câteva săptămâni a primit banii de care avea nevoie. Cuțitul roz fusese dovada ei de credință activă. Există multe exemple despre puterea subconștientului atunci când este controlat de credință. Iată unul. Un bărbat își petrecea noaptea la o fermă. Ferestrele camerei sale fusese răbătute în cuie, iar în mijlocul nopții a simțit că se sufocă și a mers prin întuneric spre o fereastră. Nu a putut să o deschidă, așa că a spart un geam cu pumnul, a respirat aer proaspăt, apoi a dormit foarte bine. În dimineața următoare și-a dat seama că spărsese geamul de la bibliotecă și că fereastra rămăsese închisă toată noaptea. Se aprovizionase cu oxigen doar gândindu-se la el. Când un practicant începe să demonstreze adevărul legilor spirituale, nu trebuie niciodată să se uite înapoi, să nu gândească omul acela că va lua ceva de la Dumnezeu. Epistola Sfântului Apostol Iacov 1:7. Un cursant a spus într-o zi ceva absolut minunat. Când îi cer ceva Tatălui Ceresc, sunt ferm și spun: Doamne, nu voi accepta nimic mai prejos decât am cerut, ci mai presus. Așadar, omul nu trebuie să facă niciodată compromisuri și toate biruindu-le să rămâneți în picioare. Efeseni 6:13. Uneori, acesta este momentul cel mai dificil al demonstrației, căci apare tentația de a renunța, de a ne răzgândi, de a face compromisuri. Acela care stă în picioare și așa așteaptă, se află și el în serviciul celorlalți. Demonstrațiile se fac deseori în ceasul al 12-lea, pentru că doar atunci omul se predă, adică încetează să raționeze, iar inteligența infinită are ocazia să acționeze.
Dorințele caracterizate prin nerăbdare sunt amânate mult sau îndeplinite într-un mod violent. De exemplu, o doamnă m-a întrebat de ce își pierdea sau își spărgea mereu ochelarii. Am descoperit că spunea foarte des, cu ciudă, aș vrea să scap de ochelarii ăștia. Așa că dorința ei nerăbdătoare se împlinea în mod violent. Ea ar fi trebuit să ceară să aibă vederea perfectă, dar nu înregistra în subconștient decât dorința arzătoare de a scăpa de ochelari, motiv pentru care îi spărgea sau îi pierdea constant. Există două atitudini mentale care produc pierderi. Lipsa de apreciere, așa cum i s-a întâmplat acelei femei care nu și aprecia soțul, și frica de a pierde, care creează în subconștient o imagine a pierderii. Când practicantul reușește să renunțe la problema sa, să-și lepede povara de pe umeri, atunci va obține o materializare instantanee. De exemplu, în timpul unei furtuni, o doamnă a fost prinsă afară și vântul i-a rupt umbrela. Femeia urma să se întâlnească cu niște oameni pe care nu-i cunoștea și nu dorea să facă o primă impresie proastă, apărând cu o umbrelă stricată. Pe de altă parte, nu putea nici să o arunce, deoarece nu era a ei. Disperată, femeia a spus, Doamne, ai tu grijă de această umbrelă, că eu nu știu ce să fac cu ea. O clipă mai târziu, a auzit o voce în spatele ei. Doamnă, nu vreți să vă repar eu umbrela? Lângă ea se afla un bărbat care repara umbrele. I-a răspuns, desigur. Așa că bărbatul a reparat umbrela în timp ce ea era în vizită. În drumul nostru există întotdeauna un reparator de umbrele, dacă știm când să punem umbrela sau problema în mâinile lui Dumnezeu. O negație trebuie să fie urmată întotdeauna de o afirmație. De exemplu, într-o noapte târziu, am fost sunată să tratez pe cineva pe care nu-l văzusem niciodată. Părea a fi foarte bolnav. Am afirmat, neg această aparență de boală. Este ireală, așadar, nu se poate înregistra în conștiința lui. Acest bărbat este o idee perfectă în mintea divină, substanță pură care exprimă perfecțiunea. În dimineața următoare se simțea mult mai bine, iar în cea de-a treia zi începuse să se ocupe deja de treburile lui. În mintea divină nu există nici timp, nici spațiu. Prin urmare, cuvântul ajunge instantaneu la destinație și nu se întoarce gol de conținut. Am tratat pacienți care se aflau în Europa, iar rezultatul a fost instantaneu. Sunt întrebată frecvent care este diferența dintre vizualizare și viziune. Vizualizarea este un proces mental guvernat de rațiune sau de mintea conștientă. Viziunea este un proces spiritual guvernat de intuiție sau de mintea supraconștientă. Practicantul ar trebui să-și antreneze mintea pentru a primi flash-urile de inspirație și pentru a realiza aceste imagini divine prin indicii clare. Când un om poate spune, dorești ceea ce vrea Dumnezeu pentru mine, noul set de planuri este dat de Marele Arhitect, Dumnezeul Lăuntric. Planul lui Dumnezeu pentru fiecare om transcende limitele rațiunii și este format întotdeauna din cei patru piloni ai vieții, sănătatea, bogăția, iubirea și expresia de sine perfectă. Cei mai mulți oameni își imaginează o cabană atunci când ar trebui să-și imagineze un palat. Dacă un învățăcel încearcă să facă o demonstrație în mod forțat, prin mintea rațională, el o aduce la un punct mort. Eu priveghez asupra cuvântului meu ca să-l împlinesc, spune Dumnezeu. Practicantul nu trebuie să acționeze decât prin intuiție sau după indicații clare. Desfătează-te în Domnul și îți va împlini ție cererile inimii tale. Psalmul 36:4. Am văzut legea acționând în condiții absolut uimitoare. De exemplu, o cursantă mi-a spus că are nevoie de $100 pentru a doua zi. Era vorba despre o datorie importantă pe care trebuia să o achite. Am rostit cuvântul, declarând că spiritul nu întârzie niciodată și că rezerva universală este întotdeauna la îndemână. În aceea seară mi-a telefonat ca să-mi vorbească despre miracol.
Îi venise ideea să meargă la bancă pentru a verifica niște acte din cutia de valori. S-a uitat la documente, iar pe fundul cutiei a găsit o bagnotă nouă de $100. A fost uimită și mi-a spus că știa sigur că nu ea o pusese acolo, având în vedere faptul că verificase acele hârtii de mai multe ori. Este posibil să fi fost o materializare a dorinței, așa cum Iisus Hristos a materializat pâinea și peștii. Omul va ajunge în etapa în care cuvântul lui se va materializa instantaneu. Câmpurile cu recolte coapte se vor materializa imediat, așa cum s-a întâmplat cu toate minunile înfăptuite de Iisus Hristos. Numele lui Iisus Hristos are o putere extraordinară. El reprezintă adevărul materializat. El a spus, orice îi veți cere Tatălui Ceresc în numele meu, veți primi. Puterea acestui nume îl ridică pe practicant până la a patra dimensiune, unde este eliberat de toate influențele astrale și extrasenzoriale, devenind necondiționat și absolut, așa cum Dumnezeu este necondiționat și absolut. Am văzut multe vindecări făcute spunându-se în numele lui Iisus Hristos. Iisus Hristos a fost atât persoană cât și principiu, iar Hristosul din fiecare om este Mântuitorul și Salvatorul. Iisus Hristos cel lăuntric este propriul sine din cea de-a patra dimensiune, omul făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Este sinele care nu cunoaște nici eșecul, nici boala, nici suferința, care nu s-a născut și nici n-a murit vreodată. Este învierea și viața din ființa fiecăruia. Expresia "nimeni nu vine la Tatăl meu decât prin mine" înseamnă că Dumnezeu, Universalul, acționând în planul particularului, devine Hristos din om, iar Sfântul Duh înseamnă Dumnezeu în acțiune. Așadar, în fiecare zi, omul manifestă Trinitatea, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Omul ar trebui să facă din gândire o artă. Maestrul gânditor e un artist atent să picteze pe pânza minții sale numai desene divine. El pictează cu tușe minunate de putere și decizie, cu convingerea perfectă că nu există nicio putere capabilă să-i distrugă perfecțiunea, știind că imaginile pictate se vor materializa în viața sa, idealul devenind real. Orice putere este dată omului, prin gândirea corectă, pentru a aduce cerul său pe pământ, iar acesta este și scopul jocului vieții. Regulile simple ale acestui joc sunt credința fără teamă, non-rezistența și iubirea. Fie ca fiecare dintre aceia care citesc acum această carte să fie eliberat de ceea ce l-a ținut captiv vreme îndelungată, împiedicându-l să ajungă la ceea ce îi aparține prin drept divin, și fie ca fiecare să cunoască adevărul care îl va face liber. Liber să-și îndeplinească destinul, să materializeze planul divin al vieții sale, sănătatea, bogăția, iubirea și perfecta expresie de sine. Și să vă schimbați prin înnoirea minții ca să deosebiți care este voia lui Dumnezeu, ce este bun și plăcut și desăvârșit. Romani 12:2. Afirmații. Pentru prosperitate, Dumnezeu este sursa mea infailibilă și sume mari de bani îmi vin rapid, prin grație divină și în moduri perfecte. Pentru sănătate, iubirea divină îmi umple conștiința cu sănătate, iar fiecare celulă a corpului meu e plină de lumină. Pentru vedere, ochii mei sunt ochii lui Dumnezeu, văd cu ochii Spiritului, văd cu claritate calea deschisă, nu există obstacole în calea mea, văd cu claritate planul perfect. Pentru auz, urechile mele sunt urechile lui Dumnezeu, aud cu urechile Spiritului, nu opun rezistență și sunt gata să mă las condus, eu aud valuri de mare bucurie. Pentru credință, întrucât
Eu sunt una cu Dumnezeu, sunt una cu binele meu, căci Dumnezeu este atât Cel care dăruiește, cât și darul. Eu nu pot să-L separ pe dăruitor de dar. Pentru călăuzire. Sunt sensibil în mod divin la călăuzirea mea intuitivă și ascult imediat de voința Ta, Doamne. Pentru condiții potrivite. Orice plan pe care Tatăl Ceresc nu l-a conceput, se va dizolva și se va risipi, iar ideea divină ia formă. Numai ceea ce este adevărat despre Dumnezeu este adevărat despre mine, căci eu și Tatăl una suntem. Iubirea divină dizolvă și risipește acum orice condiție incorrectă din mintea mea, din corpul meu și din viața mea. Iubirea divină este cea mai puternică substanță din univers și dizolvă tot ce nu este iubire divină. Pentru munca potrivită. Am o muncă perfectă pe care o fac perfect. Sunt în serviciul oamenilor într-un mod perfect, pentru o plată perfectă. Pentru a te elibera de sub orice formă de sclavie, arunc povara aceasta pe umerii Hristosului lăuntric și mă eliberez. Acesta a fost, dragilor, ultimul capitol din Jocul vieții și cum să-l negi, capitolul 10, negații și afirmații. Sper că această carte să vă fie de folos, iar cei care nu le-ați ascultat pe toate, găsiți în playlist toate capitolele acestei cărți minunate. Voi reveni cu alte cărți scrise de Florence Covell Shinn și nu numai. Și până la următorul filmuleț, să aveți pace în suflet!